Bine m regăsit, prieteni! Sigur că toată lumea povestește acum a bat de Slovacia, ba de alegerile de la București. Bun. Când vorbim despre județe, vorbim așa, dacă se întâmplă ceva, un accident, o chestie, o... ceva. Știi? Un amantric. Însă sunt domenii de care ne lovim. Dar domeniile astea sunt un fel de grindă și dăm cu capul de ele. De exemplu, sănătatea. Și vorbim de un, bogat județ. Județul Cluj. Județul Cluj cu un șomaj de 1,3% pe județ. În județul ăsta vin în fiecare dimineață pe la 6-6 jumate 6 zeci de autobuse din celelalte județe să aducă muncitori pe la fabrici și totuși parcă scârție ceva la sănătate. Că ești pila de la minister, că ar trebui mai multă acțiune din partea Consiliilor Județene, asta habar n -am. Și atunci invitatul meu este din domeniul sănătății. E și candidat, bine ai venit Mihai. Mihai, zis, Sabin, mulțumesc pentru invitație. și candidat Alianța Dreapta Unită, USRPMP, PMP, Forța Dreptei. Tu ești și medic. Cum le vezi astea? Că până la urmă, tu candidezi la Consiliul Județean. Cum poți să schimbi? Sunt medic specialist de chirurgie orală și maxilofacială, dublu licențiat în medicină dentară și medicină generală la UMF Iuliu Hațeganu Cluj. Și ăsta e motivul pentru care m-am implicat în domeniul medical, pentru că vreau ca sistemul medical să fie pacientul la care în sănătășire să contribui Nu doar pacienții pe care îi tratez în fiecare zi Cum văd că se poate schimba? Așa cum ai spus, județul Cluj este un județ bogat Dar totuși există comunități locale care în 2024 nu au acces la servicii de sănătate primare Nu au medic de familie și dau exemplu, am fost uh, acum 2 ani în Bobâlna, îmi zicea primarul de acolo că medicul de familie vechi s-a pensionat, a venit cineva, a stat puțin, și a plecat. Da, ce e o chestie. am văzut-o și în Europa, o să spun un pic asta mai așa, am văzut-o și în Europa, de exemplu în Franța, unde și acolo au un deficit de medici incredibil la țară. Avem o problemă cu dezvoltarea rurală sau cu ce? N-au încredere că pot să-și facă o viață bună și acolo, sau de ce se întâmplă asta? Tu, de exemplu, ai merge la țară. Poate că aș... la tine la chirurgie e cam greu la țară. Ar fi un pic greu fiind un domeniu foarte de nișă, specialitatea mea. Deși specialitatea mea, în general, este o specialitate clinică de spital. Da. Dar avem problema cu faptul că producem specialiști în diverse specialități medicale, dar nu avem posturi în spitalele publice pentru aceste specialități. Când am terminat eu rezidențiatul, în anul respectiv s-au scos doar 10 locuri la concurs. Și aici vorbim de concursurile din sistemul public de sănătate, unde unul dintre colegii mei, în al doilea an după ce a terminat rezidențiatul, el fiind șef de promoție la UMF Cluj, a plecat. Nu, o da concurs la Brașov, singur, și a ieșit pe locul 2. Adică? Adică, adică l-au picat la examen că nu era cine trebuie. Omul șef de promoție. Șef de promoție la Cluj. Și o luat la specialitate, la examenul de specialitate cu o jumătate de an înainte, nouă și ceva, la Cluj. Unde este examenul Unde examenilor. standardele sunt la nivel înalt. Da, să înțeleagă lumea, acum câțiva ani, mă rog, mai multișori, vreo 10-15, inclusiv la drept la Cluj, erau 28 de locuri și au fost 36 de note de 10, ca o nebunită aia. ca să vedeți Că există o anumită relevanță a evaluării, Da, când termin la Cluj, când termin în centre de astea universitare foarte mari, adică discutăm despre alt tip de evaluare. Bun. Și tu îmi spui că a căzut pe locul 2, deși era singur. Da. Și mai este în țară română? Mai este în țară, lucrează în medie privată. A, medicină privată. Da. Bun. Și atunci care e soluția? Că până la urmă eu mă uit la statul român. Statul român a fost în stare să facă decât un spital de la vai de Mama, mă rog, mic la Mioveni, și fetele la două de la București, niște doamne incredibile, au făcut un spital singure. Mă rog, cu sms de la oameni, dar fără statul român. Și statul român a stat vreo patru luni de zile să vadă dacă pun ștampila rotundă, pune ștampila rotundă pe asta. Păi, statul român cheltuie bani în sănătate pe proiecte supraevaluate. Avem exemplu la spitalul Borșa din Cluj, unde renovarea secției de ergoterapie, doar renovare, da? costă 1400 de euro pe metru pătrat. Renovare. Renovarea. În prima ședință când au pus proiectul acesta pe ordinea de zi, colegii din Consiliul Județean le-am atras atenția cu privire la acest proiect să uitau stingheriți unul la celălalt, că și eu și-au dat seama că este o problemă, nu citiseră proiectul, că din păcate este o practică în Consiliul Județean ca în majoritate doar consilierii USR să citească cap-coadă proiectele de pe ordinea de zi. Și uh, l-au retras în primă fază de pe ordinea de zi acest proiect, dar a fost repus într-o altă ședință și cu aparatul de vot a trecut proiectul în forma inițială, de fără modificări. Deci, fără instrumente medicale, fără remeneuri, fără de asta, numai renovare? Este secția de ergoterapie. Explic. Ergoterapie înseamnă secția în care pacienții cu patologie psihiatrică fac lucru manual. Au secția de uh, pictură, secția de modelaj. Bine, no, sec... luat chestiile aia, blut de modelaj, pensule. În, în, în proiect era doar renovarea secției. Păi, doar bine, renovarea Dacă clădiri. faci o, o clădire super tare, pe standard de NZ, cu zero în... pierde de energie, de la A la Z, o renovare, te costă undeva la 1.100. Atenție, tot. Începând de la pereți până la super instalații. Asta am propus și noi. Dacă tot avem atât de mulți bani să alucăm, hai să dărămăm pe aia veche și să facem una nouă Păi era mai ieftin și mai bun Bine, și tu cum și nu, este, nu este singurul exemplu pe care îl avem cu cheltuiri exagerate Suntem într-un județ bogat, dar e important să cheltuim banul public, justificat și judicios Bor, adică, nu spitalul ăla unde la un moment dat a apărut o fotografie din WC-uri, dar era o, ca o, cameră și în loc de să ai uh, uh, zic, sau cum se numește, vasul la de vece. erau una, două, trei puse lângă o altă. Nu, eu l-am văzut. Nu, 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 cunosc această fotografie. Eu am văzut-o făcut furor la un moment dat și am zis, bă, dar cum se poate chestia asta? La Spitalul Borșa există o secție nou construită acolo, care arată bine, dar există și secțiile vechi care trebuie. Există un proiect în lucru să se construiască încă un pavilion acolo. E un spital cu specificul de psihiatrie cronică. Tu vorbește că eu caut. Dar, dar se cheltuie bani. Nu, bă, și soluția care Soluția este să se facă proiecte bine gândite și uh, banii să se cheltuie judicios Cum și cum faci asta? Cum faci asta? De exemplu, când faci achiziții de echipamente medicale, le faci la prețurile pieței, nu la prețuri de 10 ori sau de 100 de ori Am avut și asta, și asta situație acum 2 ani înainte de pași Uite-o O vezi? Absolut, Probabil este în secția veche. Sper că este în secția veche. Nu știu. o să pun și ca să vadă și oamenii. Bestialisește. Da. Deci am avut și situația cu echipamente medicale la prețuri exagerate, o hotărâre de Consiliul Județean acum 2 ani înainte de Paști. Ne-a venit hotărârea că la 13 echipamente medicale vor crește prețurile cu o anumită sumă fără să fie enumerate echipamentele medicale, fără să fie spuse specificațiile acestor echipamente. Am cerut informații despre aceste echipamente. Bineînțeles că a trecut proiectul la vot, iar informațiile le-am primit a doua zi după ședință. Ciudat, ciudat. Și eu mă întreb, știi că până la urmă mie îmi place Clujul la nebunie. Și orașul și județul. Dar poate și un sentiment de solidaritate care te face să treci peste unele chestii. Asta e și motivul pentru care m-am implicat. Și mie îmi place Clujul, și orașul, și județul. Eu sunt născut la Dej, m-am mutat la Cluj la facultate, am rămas în Cluj, Napoca. Bine, și eu nu înțeleg o chestie. Dar... Când ești e bogat, dacă mă uit după Banca Națională, după evaluările și sondajele făcute de ei, de cei de la Banca Națională, cei mai mulți locuitori din România vor la Cluj. Deși la Cluj e cel mai scump, dar vor la Cluj. După am mai văzut un sondaj pe la Iași, la elevii de clasa 12-a, 85% Digi, 24 a dat, vreau să vină la facultate la Cluj. Nu la Iași, nu la București, nu la... Și mă gândeam, ce are? Clujul fiind la chirii, mari. Da? Și atunci, cum nu reușim să punem brandul ăsta de oraș în care vrea să vină lumea, să-l punem cumva complementar și să facem și tot ce trebuie. Că, știi, orașele noastre sunt, hai să zicem, câteva orașe sunt în Europeană. Dacă te uiți la Cluj, la Iași, la București, la Timișoara, Brașov, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, sunt în Europeană. Bă, dacă la 30 de km de orașele astea e un pic de mediu. E în Uniunea Europeană și cluj napoca dar depinde cu ce îl comparăm. Dacă îl comparăm cu alte orașe mai mici, da. Dar noi a trebui deja să ne comparăm cu Viena. Apoi bine, e capitală, dar măcar Salzburg sau Graz Da. Asta zic, deci, ar trebui să ne comparăm cu orașe de nivelul Clujului, la nivel european. Că nu spun și de Cracovia și ca să nu-ți dea lacrimi. Și avem, avem, totuși, proiecte blocate. Și vorbim acum de centura Clujului, A, iau, care da. este, din nou, amânată. La fel, însă, amânate toate proiectele. Și aici este vina administrației publice locale. Ieși și să administrat... stat doi ani de zile numai că să nu pierde banii europeni. Deși cum mai erau la guvernare. Păi asta e problema, că PNL Cluj este la guvernare. PNL Cluj este partidul care a destrămat guvernul de dreapta. Deci a pus piciorul, a pus umărul la destrămarea guvernului de dreapta, USR-PNL, ca să aducă PSD-ul la guvernare, dacă spune tata Cuciucă și acum cu cu premier, ca să ce? Ulterior să blocheze proiectele pe care USR le-au pus în PNRR pe sănătate. Spitalul Monobloc și Centru de Transplant Multiorgan avea finanțare din PNRR, dar Coaliția de Guvernare PNL-PSD, prim-ministru pus de domnul Emil Boc și domnul Tise domnul profesor Rafila. Da? Ei l-au dus la guvernare tu PSD. l-au pus Tise și l-au pus Boc pe Rafila. Indirect, da. Nu, no, indirect, că fac parte din PNL, dar Rafila Fapt. este, în primul rând, un monstruleț ideologic. Adică, gândește că tot de la Cluj a pornit planul anticancer, votat. Rafila a zis, nu e bun. Deci, au fost votat și este lege. <laughs> nu sunt norme de aplicare. Planul anti-AVC. Nu sunt norme de aplicare. Care e lege? Legea antidiabet. Lege. Nu sunt în de aplicare. Adică, Rafila este un fenomen acolo. Ăsta săracul până nu-și vede statuie de aur în fața Ministerului și în, fa în fața fiecărei primării, ăsta nu o să facă nimic. Și aici deja, nu mai discutăm de partide, aici vorbim despre un, un tip care nu are ce căuta, ar trebui anchetat pentru chestiile astea. Aici vorbim și de incapacitatea administrativă a Ministerului Sănătății. Nu, aici e și nu, nu, nu doar a Ministrului, Nici ci nu. și a Ministerului. S sunt extrem de, 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 de Pentru ei, nu interes, pentru ei nu există altă lume decât biroul lor sau ședința de partid. Înțelegi? Aici e ai Îți dau un exemplu. În pandemie eram uh, coaliția PNL-USR la guvernare și fiind pandemie cu situația specifică în Ministerul Sănătății foarte mulți funcționari publici și-au luat concedii medicale sau concedii fără plată pentru că era o situație dificilă. Trebuie acolo atunci, mi se pare. Am fost la Ministerul Sănătății pentru o scurtă perioadă, pentru că colegii care erau acolo nu aveau cu cine să lucreze. Și discutam proiecte pe sănătate și la un moment dat mi zis, hai și ajută-ne. Hai să lucrăm. În momentul în care am ajuns în birou în care am lucrat, era un birou de șase persoane, era un singurul doctor din acel birou. ce erau? Alte specialități. Asistenți medicali, asistenți medicali asistenț medical comunitari, Economiști. Ciudățele, ciudățele. Bun. Și dacă, de exemplu, tu candidezi acum pentru Consiliul Județean, dăm trei proiecte pe care o să le țin minte. Mă, vreau să-l votez pe iepure sau nu vreau să-l votez pentru că are XYZ proiecte. Prima chestiune care trebuie făcută în Județul Cluj este infrastructura medicală nouă, și aici vorbim de proiectul pe care l-am depus și susținut în Consiliul Județean și în Consiliul Local împreună cu Adriana Cristian. O maternitate nouă pentru că în acest moment maternitățile din Cluj își desfășoară activitatea în clădire de peste 100 de ani da. Și uh, avem o creștere a natalității în Cluj demonstrată pe studiile statistice Este foarte puținele județe din țară și noi ne batem joc de asta Și ne batem joc uh, și acolo a trebuit renovat stanca cu bani privați, da. că bani publici nu s-au găsit pentru asta și eu sunt perfect de acord și mă bucur că s-a implementat acest proiect și că s-a renovat stanca, pentru că e nevoie de o perioadă de tranziție până când avem o maternitate nouă. Dar dacă proiectul nostru era aprobat anul trecut, deja puteam să vorbim de studiu de fezabilitate deja făcut, astfel încât să putem să accesăm fonduri europene din programul operațional Sănătate. Da, Așa, îl mai amânăm un pic, pentru că a venit propunerea de la USR. Da. O trebuie să fie respinsă la vot. Trebuie să vă obișnuiți cu asta. Deși în offline și înainte de ședință, toată lumea zicea, da, este o propunere bună, dar la vot a picat. Da, al doilea proiect. Al doilea proiect este prioritizarea serviciilor de prevenție. Asta înseamnă ce? Pe asta, asta înseamnă că e mai ieftin să previi decât să tratezi. Trebuie să susții proiecte de screening pentru cancerul de sân, cancerul de coluterin, vaccinare. Știu că s-a vorbit foarte mult în pandemie și s-a dezinformat despre vaccinare vaccinarea este cea mai bună metodă prin care pot să previi bolile infecțioase. Da, să vadă lume, la, să înțeleagă. Uite, la. noi doi nu avem poliomelite da. pentru că am fost vaccinați antipolio. Da? Da. Și, și, nu, și, mai sunt puține cazuri care au nevoie de iron lung, adică de plămânul de fier. Da. Așa se trata. Da, și Cazurilor mai trebuie să grave. înțelegem o chestie. Și aici intrăm un pic, așa o fac o paranteză o grămadă dintre antivaxeri ăștia care urlă și se tămălesc pe jos că vai vaccinul, vai vaccinul, și la o grămadă, dacă te uiți, au aici vaccinul și sunt sănătoși tocmai pentru că au aici acea ștampiluță de vaccin. Acea ștampiluță de când se făceau prin tehnici mai invazive vaccinul, dar în momentul de față avem vaccinuri moderne și cu efecte adverse mai puține. Nu poți să zici că nu există un caz la câteva mii sau zeci de mii de pacienți, da, efecte adverse orice medicament are. Dacă s-ar uita oamenii ăștia la medicamentele simple pe care le au, că toată lumea are farmacie acasă. Păi luam paracetamolul, dacă ce ceași la paracetamol, nu, mai e niciodată. Nu, nu mai e niciodată. <laughs> și aici atrag atenția inclusiv de consumul de paracetamol și mai ales despre consumul de antibiotice. Este important să fie cu prescripție medicală. Corect. Și luat conform indicației pentru că așa vom scădea rata rezistenței la antibiotice și nu mai ajungem să avem bacterii sau infecții nozocomiale multirezistente la toate, la toate, antibioticele. Aveam cazuri care veneau cu antibiograma rezistent la toate, în afară de colistin și alte. Rezistent la toate. Deci, la să da. sărac, cum fiecare dimineață la micul dejun, mai băga câteva. Nu neapărat. Asta, ce era bacteria respectivă care o dezvoltat rezistență în timp. Nu era vinovat pacientul acela, dar e vorba de bacterii. No, nu, știu. Al treilea. Și al treilea este prioritizarea serviciilor accesibile cetățenilor. Aia înseamnă că trebuie să facem centre de permanență în județul Cluj ca pacienții să nu mai fie nevoiți să vină la Cluj, la UPU, pentru o urgență minoră. Și o facem dispensare. Da, poți să o faci în dispensar. Există la Mociu, de exemplu, există un astfel de centru de permanență unde medicii de familie asigură garda. Centrele astea de permanență sunt susținute de autoritățile publice locale prin susținerea cheltuielilor de funcționare, adică întreținere, lumină, curent, încălzire și așa mai departe. Plus de la Ministerul Sănătății sunt asigurate fondurile. Dar să zic că chestia asta, uite, mama e tot în domeniul sanitar mai la pensie. Astea existau cam în fiecare sat mai răsărit. Că știu că și mama era de gardă, era doctorița după de gardă, era după doctorul de gardă, adică se făcea permanența aia. Niciodată nu exista, n-am medic, nu mă duc la Târgu sau la cruz sau la sau Bun, era un alt sistem mai centralizat de funcționare adică, Inclusiv sănătății. de naștere era. Și era undeva la 4.000 de locuitori în comună. Da, probabil în momentul de față, adică, sigur, în momentul Acum de nu față nu se justifică să ai această distribuție la întregul nivel la întregul întregului județ pentru că pentru cazurile grave le aduci la Cluj sau le duci la Dej sau la Turda Deci ai niște poli în care poți să tratezi cazurile grave, dar chestiunile minore, nu știu, te-ai tăiat la un deget și îți curge sânge trebuie cu sut puse două fire, asta poate dar, să facă e. și medicul de familie în centru de permanență da, păi lasă -mă, are, are copilul febră, nu trebuie să vii la UPU pediatrie în Cluj să și după te poate că să ai două ore acolo. Și te da, pentru că e normal ca o urgență de cod verde sau albastru, care poate fi tratată în aceste centre de permanență, să nu fie priorizată în UPU, unde vin urgențele de cod galben și roșu, adică infart, accident de mașină, chestiuni grave, care îi atrag da, să corect. aibă prioritate. Corect. E super interesantă chestia asta, așa cum am că de-aia am întrebat și ceea, și ceea, și ceea, și ce înseamnă Ca să înțeleagă oamenii Ca pe să înțeleagă oamenii normal. că sunt lucruri care nu țin de extraterestri Sau de nu știu care Dar și un plan bine făcut, asta se poate face lejer Nu înseamnă investiții de miliarde de euro Pur și simplu Foarte tare asta Na, Bine, și tu pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi că strece trece votul? Că aici deja e o problemă Eu când mă aud de USR mă aștept imediat să înceapă Nu atacurile la extremiștii De la ăștia la alți, da? ci să înceapă atacurile la voi. De parcă voi sunteți extrema. Au început atacurile și în tot acești ani, în Consiliul Județean, s-a spus că noi am blocat proiectele, deși în majoritate am votat pentru. Dar acolo unde erau chestii care trebuiau semnalate, mi se pare normal să le semnalez. Oamenii de aia ne trimis în Consiliul Județean să citim proiectelele, să vedem despre ce e vorba și unde putem să corectăm. Asta e motivul pentru care am avut amendamente la proiecte, am semnalat în Consiliul Județean, pe ce mă bazez? Sper ca oamenii să meargă în 9 iunie la vot și să taxeze actuala administrație la vot. Eu sper să taxeze tot. Eu sper să taxeze tot sistemul ăsta de 34 da. de ani. Să-i taxeze și pe extremiști. Pentru că toate inabilitățile sistemului ăsta de 34 de ani au dat apă la moare, exact ca în Occident, extremiștii. Da. De aici începem. Tare mulsam. No, Asta vreau eu... să zic și eu să taxeze la vot, votând oameni buni, alegând oameni buni. Nu uh, votând extremismul. În Pentru caz, că cu extremism nu o să rezolvi absolut nimic. Extremismul deci, duce România la ce ați văzut în Slovacia și ăsta fițul ăsta care tocmai a fost împușcat, un tip extrem extrem de labil, da, în 89 s-au înscris repede în Partidul Comunist, că o crezut că prinde ceva, după aceea la populism este un prorus, un antieuropean, un putinist, da? el e cel care vrea că, tot felul de ghilimele păci de asta. Dar dacă i-ar intra armata rusă în Slovacia să spună estul ăsta, estul Slovaciei al nostru, probabil ar fi într-o stare mai gravă decât e acum. Da? Cam asta e extremistul. Un incident regretabil. Evident, dar, niciodată nu dar poți Dar violența, justifica. din păcate, atrage violență. Asta e, din păcate. Și trebuie spus, niciodată nu poate fi scuzat un act, un astfel de act. Însă, trebuie să ne uităm și la porcările. Și știi care e chestia? Ăsta, extremistul, așa, a fost împușcat de un alt extremist. Pentru că nu există niciodată un, o singură extremă. O extremă va naște altă extremă. Să băgați bine la cap chestia asta, pentru că și la noi încep să dospească tot felul de proști. Mulțumesc tare, Munihai. Mulțumesc și eu. Nu, no, dar ne ajutăți. Așa se zice binardial. Ne vedem în 9 stup, iunie la vot. Corect. Am văzut în spun o chestie foarte faină la, la Marin Preda. Aștezău. Adică ajută-te Dumnezeu. Trebuie să citiți. E mișto. Fa, fa. Doamne ajută.